Stimați telespectatori, avem alături de noi pe domnul Sfântion Viorel, pastorul Bisericii Creștine Baptiste din Covasna. Am vrea, pentru început, să ne spuneți ceea ce considerați despre lucrarea din Covasna, despre Biserica Baptistă din Covasna. Ca un scurt istoric, Biserica Baptistă Română din Covasna a început în urmă cu aproximativ 12 ani. Un frate care a terminat la Oradea, Samuel Lontiș, a ales să vină în zona aceasta. Până atunci nu a existat nicio biserică baptistă română în județul Covasna și astfel a început lucrarea din zona aceasta. În anul 2000 m-am alăturat și eu, am terminat la București. Dumnezeu m-a chemat în zona aceasta și Dumnezeu a lucrat în chem minunat. Dacă în urmă cu 12 ani nu era nicio mărturie evanghelică română printre români, în prezent avem o biserică baptistă română în Covasna, singura din tot județul Covasna, și mai avem o filială la Valea Mare, o bisericuță construită în urmă cu 2 ani, și de asemenea avem o filială la Zagon, o biserică construită în urmă cu aproximativ 8 ani. Care sunt proiectele care le aveți împreună cu biserica, proiectele de viitor? Având în vedere că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un teren chiar în centrul orașului Covasna, Covasna fiind stațiune balneară de interes național și vin oameni din toate colțurile țării, dorim să amenajăm camerele care sunt aici la biserică și să le oferim fraților turiști care vin în stațiune pentru tratament. Cu ce ar putea să vă ajute telespectatorii, cei care vă urmăresc în această lucrare, în aceste proiecte? Cu ce considerați dumneavoastră că... Cred că cel mai important aspect este să vă rugați pentru noi. Dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de rugăciune. Și când spun lucrul acesta, gândiți-vă că suntem singura biserică baptistă română din tot județul Covasna. E adevărat o biserică mică și o zonă mai grea decât în alte regiuni ale țării, așa că dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de rugăciune și mă rog ca Dumnezeu să vă pună pe inimă să vă rugați pentru lucrarea începută în județul Covasna printre români. De asemenea, vreau să fac o precizare, să menționez că județul Covasna este cel mai mic județ din țară și ca suprafață și ca număr de locuitori. În prezent, 75% din locuitorii județului Covasna sunt maghiari, 25% sunt români. Noi lucrăm printre românii care sunt minoritari în județul Covasna. Și din această cauză avem nevoie să vă rugați pentru noi. Pe de altă parte, ne adresăm și turiștilor care vin aici la Covasna și nu puțin sunt cei care vin la Covasna. Ne adresăm și lor pentru că vin aici la tratament și în fiecare duminică participă la serviciile bisericii noastre. Așa că rugați-vă ca Dumnezeu să ridice oameni la mântuire și dintre localnici, dar și dintre turiștii care vin în stațiune la tratament. Iar în ce privește proiectul de care am amintit mai devreme, vrem să amenajăm camerele care le avem în prezent și să le oferim celor care vor să vină la tratament la Covasna. Și turiștii care vin la tratament la Covasna, unde vă pot găsi? Puteți să le spuneți adresa? Că... Da, chiar vă invităm cu mult drag, strada Petofi, numărul 21. Dar și mai simplu, în centrul orașului Covasna, întrebați unde este mofeta privată și pe strada cu mofeta privată, la 100 de metri pe aceeași parte, veți găsi Biserica Creștină Baptistă. Este și indicator la începutul străzii și vă așteptăm cu drag. Am văzut că acum derulați câteva proiecte cu ocazia sărbătorii din nașterii Mântuitorului. Ce ne puteți spune despre acestea? Aș putea să spun că este cel mai frumos eveniment care va avea loc anul acesta prin biserica noastră. În fiecare an am organizat evenimente de Crăciun pentru copii din oraș. Anul acesta vom merge la Spitalul de Cardiologie, vom organiza sărbătoare pentru angajați
și în special pentru copiilor. Așa că am invitat și angajații Spitalului de Cardiologie și am invitat și copiilor și pacienții care vor fi în spital la data aceea. Asta va avea loc sâmbătă viitoare, data de 24 decembrie. Tot sâmbătă vom organiza o serbare pentru copii la spitalul din întorsura Buzăului. Vom merge pentru prima dată acolo și vom colinda, vom aduce un mesaj pentru angajații spitalului și pentru copiii acestora. De asemenea, în marți săptămâna viitoare, în data de 20, vom avea o serbare specială la penitenciarul din Cotlea și acolo vom merge să colindăm și să ducem vestea bună. Vă mulțumim frumos și Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute în lucrarea pe care o faceți. Și eu vă mulțumesc. Rugați-vă pentru Covasna, rugați-vă pentru noi și vă salutăm cu salutul bisericii noastre care se găsește în Isaia, capitolul 41, versetul 10. Vă doresc un an binecuvântat și vă mulțumesc. Vă mulțumim la fel. Domnul să vă binecuvânteze.